germini ăștia apar la raft cu reduceri și mi-au luat prețul întreg. Mari. Scrie cu roșu acolo. Un leu, un leu 20 și aici mi-a 3, 4. Gata, scoate reducere. Deci m-au păcălit. Am vrut și eu să gust germeni făcuți de ei. Ca să nu-i arunce. Pozească, doamnă? I-aș face și monument, dar nu sculptor. Foarte bine faci. La raft anunță un preț și la casă ia prețul întreg. Eu am luat 3 bucăți și mi-a trecut 4. E prețul de ieri, domnul, aseară s-au dat. Nu s-au scos prețurile, văd în diferența. Numai seara sunt prețurile astea, pentru ca a doua zi să fie marfă proaspătă. Nu s-au scos prețurile, vi se dă banii înapoi. Păi dată-i marfă de ieri, nu o vindeți cu prețul nu, de azi. Nu, e marfă de astăzi, aia de ieri s-a vândut la un leu. Să rog la doamnă, am fost să aici să ne... Și nu să nu îți greșesc, să ți le trec greșit aici. Bine, hai și vin o să-i dai... Vreo 5 lei la fiecare cumpărătură să-mi ia, pare da? Cam obraznic. Nu e adevărat. Nu e adevărat, e un drept fundamental, apărat de Constituție bine, și de Convenția bine. Europeană a Drepturilor Omului. Dar pe mine cine mă rezolvă? Pe rând, pe rând. E un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Libertate de exprimare se numește. Drept constituțional. Auzi, n-are voie să filmeze. Bine, chemați poliția. Dar nu aveți voie să filmeze. Bine că aveți voie să mă furați.
vorba Andrei și ce fel de prețurile de la Și ce ați cumpărat, doamne, ziceți? Niște brânză de vacă, am luat 3 bucăți, mi-a trecut 4, dar asta n-ar fi nimica, dar n-am văzut bine, era, eu vroiam de 5% și am luat de 0,5% și le-am adus în afară. Ah, deci nu-i greșeala lor ca la mine, da? Dar și așteptam domnule aici. Nu. Oricum trebuie să vină fata, paznic, nu pasă, bă. A venit domnul, cine ta rezolvă. El e paznic. Îl cheam alt specialist. Nu, acum le-am luat. Și era afișat prețul roșu. Eu am crezut în prețul roșu. Da, vă rog. Le vreau cu diferență. E un drept fundamental, apărat de Constituție și de Convenția Europeană. Mă, lasă-mă, tu știi că n-ai voie să mă filmezi? Am. Știi tu că n-ai voie să mă filmezi? Nu mă pe cameră, vei. Bă, cu ce trebuie mă filmezi tu, pe lume magazin? Mă rog să mă opri. Bă, țărane, cu ce trebuie mă filmezi tu, pe lume magazin? N-am văzut să filmezi. Ba da, ba da. E un drept fundamental. Ne-a rămas bon acolo și produsele. Nu stângă, asta că e document. O să cer după aia imaginile video și o să ziceți că le-ați pierdut. Da, dar mai filmați. Ba da, filmez că e un drept fundamental. Da? Bine, filmați în partea aia la mașină, nu te filmezi. Eu nu am o filmat. Acela e angajat la dumneavoastră? Nu. E client, nu știu, dacă îmi place să fie client. Periculos client. Da. Ca să te văd la față. O să te arăt la poliție și o să ai dosar penal. Pentru agresiune. Ce agresiune, mă? Cu ce drept mă filmezi tu, mă, pe mine, magazin? Cu dreptul fundamental de a filma. Se numește libertate de exprimare. Ba da. E singura probă că am fost agresat la Kaufland. De cine ai fost agresat? BFLP 613. De asta, cu BFLP 613. Lasă vine echipaj, cu atât mai bine.
vină poliția. Pe cine filmezi tu, mă, cu drepturile tale fundamentale? Stai să vină poliția. Stai să vină poliția, să ne mai mărim cu poliția. Hai să vină poliția. Eu sunt cu copilul în mașină, aștept să plec la munte și tu stai, mă filmezi pe mine în magazin, nu? Că ce, tu... ce altceva să-ți fac? Monument nu pot. Păi ce altceva ai tu de făcut? Să stai să filmezi lumea care intră în magazine, nu? Monument pot să-ți fac. Ce legi te m-ați arătat? Tu... E la mama ce legi te-a arătat? Păi cuie, cuie ai arătat? Cuie te-a arătat? Mă băgați în toaletă? Pe aici, la cameră, de bine, stai liniștit acolo. Aștept pe aici, poliția, nu poate nimeni nimic, dar... Mai sigur așa. Știi că tu trebuie să ai acordul meu ca tu să mă filmezi pe mine? Nu e adevărat.